Olaf Scholz este favorit la succesiune în funcția de cancelar după retragerea Angelei Merkel. Partidul de stânga are șansă reală de a conduce destinele Germaniei în următorii ani și promite a reda Europei o dimensiune socială și umană. După victoria evidentă a socialdemocraților din Germania, președintele PSD România, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Faptul că alegătorii celui mai puternic stat european cred că politicile de stânga îi pot proteja cel mai bine într-o asemenea situație de criză este un semnal puternic pentru toate țările Uniunii Europene. De asemenea, președintele PSD Mehe Dinți, Aladin Georgescu, a transmis un mesaj de felicitare pentru socialdemocrații din Germania. Alegerea socialdemocratului Olaf Scholz este un semnal puternic pentru toate statele europene care au nevoie de stabilitate în această perioadă dificilă. Îi felicit în primul rând pe cetățenii germani pentru alegerea făcută și îl felicit pe Olaf Scholz pentru victorie. Senatorul Liviu Mazilu a subliniat de asemenea importanța succesului socialdemocraților din Germania pentru toate partidele de stânga democrate din Europa. Îi felicit pe Olaf Scholz și pe socialdemocrații germani pentru victoria uriașă din alegerile parlamentare federale. Este o victorie importantă pentru toți socialii democrați din Europa. Deputatul PSD Mehe Dinți, Cornel Folescu, a postat pe pagina sa de socializare: schimbare, victorie a socialdemocraților în Germania. Adjunctul lui Merkel, Olaf Scholz, 63 de ani, candidatul Partidului Social-Democrat, la funcția de cancelar al Germaniei, a primit din partea germanilor un mandat clar pentru a conduce viitorul guvern. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehe Dinți, a transmis redacției noastre un mesaj prin care felicită victoria socialdemocraților din țara cu cea mai puternică economie din Europa. Tot mai mulți cetățeni europeni susțin și votează partidele socialdemocrate de pe tot continentul, pentru că este din ce în ce mai clar faptul că doar valorile socialdemocrate pot salva comunitatea europeană de actualul dezastru economic și social provocat de pandemia de coronavirus. Valul socialdemocrației pare să cuprindă toată Europa, partide de stânga obținând victorii clare în majoritatea țărilor unde au avut loc alegeri electorale în ultima perioadă.